Salut! În acest tutorial am să vă arăt cum să faceți încheierea la brățările prieteniei. La început, înainte să vă apucați să împletiți brățara, va trebui să faceți o buclă, ca aceasta. Bucla se face foarte ușor. E ca un nod, doar că îl faceți cu ațele în două. Bun, iar la sfârșit, după ce ați terminat de împletit jumătate din brățară, împletiți restul cu împletitura normală, acea împletitură din trei fire. Dacă aveți mai multe fire lață, puneți câte două și împletiți. Bun, și după ce ați împletit astfel încât să fie lungimea bună, faceți unul dublu la capăt, cum am eu aici. Și lăsați o parte din ață ca să nu vă încurcați. Vă explic acum cum să legați brățara la mână. Bun. Am pus brățara. Și acum bag nodul dublu prin bucla făcută la început. L-am băgat. Având în vedere că brățara este mai lungă, mai largă decât mâna mea, voi trage de aceste ațe pe care le-am lăsat aici după ce am făcut nodul dublu și brățara va rămâne fix pentru mâna mea. Bun, sper că v-am ajutat și am să revin și cu alte tutoriale.